Iată că a venit iarna, la Rezeni, de astăzi, simțim că într-adevăr a căzut zăpada, este frig și iarna este cu noi. Pentru copii este o foarte mare bucurie, iar pentru maturi, pentru instituțiile școlare, preșcolare și părinți, sunt probleme. Principala problemă astăzi este încălzirea instituțiilor școlare și preșcolare, care la moment avem în liceu teoretic Rezeni încălzirea se face cu gaze naturale, gimnaziul Milești Noi se încălzește la gaze naturale, instituțiile preșcolare, grădinița numărul 1 și grădinița numărul 2, sunt îndestulați astăzi cu lemne și cărbune. Temperatura astăzi este minus 9, dar adică a fost problematic doar pentru copii de a ajunge astăzi la școală, deoarece drumurile erau întroinite și făcând apelul la drumuri eloveni și la drumuri căienari, la aceste două organizații care dispun de tehnică necesară pentru a destroieni drumurile. În afară de aceasta, am apelat la toți agenții economici care dețin tractoare, buldozere, care ar putea să ne ajute la hotărârea acestei întrebări. Și au acceptat cu mult respect, pentru ce și le mulțumim. Acum. Referitor la energie electrică, asigurarea cu apă, este pusă întrebarea ca apă să fie distribuită la toți consumatorii. Energia electrică, până ce nu avem probleme, este îndestulată toată populația, instituțiile și organizațiile din teritoriu, agenții economici, au fost preîntemnați. Se apropie sărbătorile de iarnă, sărbătorile de Crăciun, copiii stau cu nerăbdare și așteaptă să vină Moș Crăciun cu sacul plin. Pentru aceasta noi am comandat absolut pentru toți copiii claselor primare, instituțiilor preșcolare, grădiniților, cadouri în valoare de vreo 15.000 lei, care vor fi numărate de Moș Crăciun la sărbătoare de anul nou. Să-mi spui, cine îl așteaptă pe Moș Crăciun? Să ridici mâna sus? Toți vă așteptați pe Moș Crăciun. Ce doriți să vă aducă? Păpușă? Da, bun. Eu am scris scrisoare. Scrisoare, ați scris? Ați scris scrisoare? Eu vă scris. Cine ați scris scrisoare? Doamna mea. Doamna mea a scris, da? Și ce vă scris? Mămicile acasă ați scris. Bine, da, bomboane, cine dorește? Ia să ridici mâna în sus. Cine vrei bomboane? Eu! Toți? Toți vrei bomboane, da? Da. Doi brățări nu vor bomboane. Cine sunt cei care nu vor bomboane? Cerkla cu greu, da. Nu știu cum să cred. Un tractor de ăsta. N-ai prins niciunul care crește pe drum ca să